Război Mondial, cunoscut și ca Marele Război, Războiul Națiunilor sau Războiul menit să pună capăt războaielor, a fost primul conflict la scară cu adevărat mondială. Pentru România, tributul de sânge al fiilor ei a avut drept consecință întregirea hotarelor prin alipirea Transilvaniei. La 1 decembrie 1918, la Alba Iulia, se desfășurau solemnitățile Marii Uniri. Analele istorice nu consemnează prezența vreunei personalități aparținând comunității armene la aceste solemnități. Așa stau lucrurile, cel puțin în privința documentelor pe care le-am studiat noi. Aceasta nu înseamnă însă, în niciun caz, că armenii au lipsit de la eveniment. Mai mult însă, pe câmpurile de bătălie ale războiului de întregire, așa cum a fost denumit de către români primul război mondial, au făcut dovada sacrificiului suprem pentru patria română și soldații armeni. În cimitirul comunității armene din București a fost înălțat un monument în memoria enoriașilor căzuți la datorie. Valiniet! Pentru onor prezentați! Arm! Voluntar Sarkisian Manug. Prezent. Voluntar Torosian Toros. Prezent. Sublocotenent Aznavorian Garabet. Prezent. Cercetaș Deșliu Ștefan. Prezent. Locotenent Comandor Babic Daniel. Prezent. Maior Mazilu Calustian. Prezent. Capitan Ionescu Mazlău. Aici. Capitan Manian Ardașes. Prezent. Locotenent Pruncu Gabriel. Aici. Locotenent Melic Grigore. Prezent. Sublocotenent Măgărdici Ioan. Prezent. Sergent Branov Agop. Prezent. Sergent Calusta Avșac. Prezent. Sergent Cerchez Popovici. Aici. Sergent Cristescu Gabriel. Prezent. Sergent Ovanez Mihail. Prezent. Soldat Aslan Ion. Prezent. Soldat Davidoglu Artachi. Prezent. Soldat Garabetian Carnig. Aici. Soldat Hacian Armenag. Prezent. Soldat Hacian Garabet. Prezent. Soldat Ionescu Sârbu. Prezent. Soldat Nerghis Ioan. Aici. Soldat Tacorian Alexandru. Prezent. Soldat Toma Simion. Aici. Placă comemorativă, închinată acelorași eroi, a fost fixată la loc de cinste în Biserica Armenească din București. Dintre armenii participanți la războiul de întregire,
se desprinde figura luminoasă a celui care a fost generalul de divizie Iacob Zadig. În războiul de întregire națională a fost șef de stat major al Armatei de Nord, apoi al Armatei I, secretar general al Ministerului Munițiilor și Materialelor de Război, iar de la 1 februarie 1918 până în aprilie 1920 a fost comandant al diviziei 8. Guvernul Marghiloman, printr-unul dintre ultimele sale acte, decide trimiterea ajutorului necesar românilor bucovineni. În acest scop se ordonă diviziei 8, aflată sub comanda generalului Iacob Zadig, ca împreună cu toți grănicerii și jandarmii aflați în serviciu pe frontiera Bucovinei, să ocupe fără întârziere localitățile Ițcani și Suceava și apoi, progresiv, întreaga provincie, inclusiv Cernăuții. Generalul Zadig a adresat un ordin de zi edificator pentru spiritul de care era animat și pentru sentimentele cu care pășea pe această veche moșie românească. Ostași, vouă v-a păstrat soarta, norocul a pășit cei din tâi pe pământul scump al Bucovinei. Fiți mândri și arătați-vă demn de încrederea ce s-a pus în voi. Doresc spornicie pasului ce faceți și vă zic cu Dumnezeu înainte. La 29 decembrie 1919, Camera și Senatul României ratificau în unanimitate actul prin care Bucovina, în cuprinsul granițelor sale istorice, este și rămâne de-a pururea unită cu regatul României. Dat fiind că numele său era legat de cel al Bucovinei, ceea ce contravenea relațiilor cu Uniunea Sovietică, generalul Zadig a suferit un tratament identic cu al acelora aflați în situații asemănătoare. Numele său a fost trecut sub tăcere. Iacob Zadig a murit anonim și sărac în 1970.